Transportul în comun va deveni un lux pentru studenții din Târgoviște ai Universității Valahia. Aceștia vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru abonamentele lunare, deoarece Asociația Investitorilor Transport Târgoviște, societatea care asigură transportul în comun din oraș, nu ne mai acordă reducerea de 50% începând cu 1 octombrie 2015. Astfel, prețul întreg al unui bilet ce include călătorii nelimitate în municipiul Târgoviște va fi de 100 de lei pe lună, iar pentru două călătorii zilnice dus-întors va fi de 78 de lei pe lună. Studenții sunt profund nemulțumiți. Ar trebui să se reducă, deoarece noi facem naveta în fiecare zi și uneori șoferii se poartă urât. Ce părere ai că nu vor mai fi reduceri pentru studenți? Deci, doamnă, ce să mai zicem, ăștia ne ia tot mai are, să ne ia ce să ne mai ia, că oricum, să știi că merge din ce în ce mai rău. Nu sunt de acord cu asta, deoarece parlamentarii au destui bani să plimbe cu mașinile, iar noi, studenții care avem niciun salariu, niciun venit, trebuie să circulăm cu bani foarte mulți. Costurile pentru abonamente sunt mari? Da, pe două săptămâni la Glodeni Târgoviște este 1.100.000. Tinerii sunt de părere că neacordarea reducerii pentru transportul în comun le va mânca din puținii bani de buzunar pe care îi aveau lunar. Mulți dintre ei se întrețin singuri sau sunt susținuți financiar de către părinți. Cere un buget mare, posibilități nu prea sunt, asta e ce să faci. Ne descurcăm și noi cum putem. Salariile sunt mici și poate că nu lucrăm și ne întrețin părinții. Costul călătoriilor cu mijloace de transport în comun reprezintă un efort financiar substanțial, atât pentru studenți cât și pentru restul cetățenilor din Târgoviște.